Salutare, oameni buni de aici, de la grădină, și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să plantez niște salată la grădină. Am făcut un pic puțină treabă mai înainte, am pus un pic de apă la plante și am jumulit un pic de buruian pe unde am mai văzut eu. Și acum vreau să plantez salata, dar am să sap și un pic de teren pentru că deja a început să crească iarbă. Și am pus apă aici la toate plantele. Uitați salata ce frumoasă s-a făcut. Deja, să zicem că îi mai trebuie o săptămână și deja putem să mâncăm din salata asta. Și asta este numai bine. Ceapa la fel, frumoasă. Bine, că ați mai văzut-o, dar a mai evoluat un pic. Ceapa pe care am mutat-o, ia uitați-o, e bine aici, i-am pus și ei apă puțină. Deci s-a prins, deci nu s-a ofilit. Deci înseamnă că i-a prins bine. Mai am de cules buruianul prin usturoi, că uitați ce buruian a crescut prin el. De data asta, după cum v-am spus, am să-l culeg pentru că cu sapa nu e că poți să-l iei bine, mai ales că e pe rând. Între rânde nu e, dar doar pe rând este. Așa că am să-l culeg la mână. Dar uitați ce usturoi frumos, mare și frumos chiar. Și pe mine mă miră cât de frumos e. Cred că am să, și anul ăsta o să am un usturoi foarte frumos. Așa, am să continui rândul ăsta aici. Deja am săpat puțin cu sapa. Am săpat aici, că na, trebuia săpat. Să continui rândul ăsta de salată. Am aici salata. Asta e salată iceberg. Nu știu cum îi zice la noi. Bineînțeles, iceberg se traduce ghețar. Dar așa se numește tipul ăsta, că e crocant, așa, mamă, cât îmi place mie salata asta, îmi place foarte mult, asta o ador cel mai mult dintre toate salatele care sunt, pe asta o ador eu cel mai mult. E un pic mai dificil asta, salata asta, pentru că, na, nu știu, e un pic mai sensibilă, nu știu, ceva de gen, am înțeles de la multe persoane, de asta, în fine, hai să mă apuc să o plantez, deci continui rândul ăsta de aici. Și după aceea am luat și motosapa cu mine să sap puțin terenul ăsta, să vedem cât reușesc să sap din el. O să sap o bucățică, nu cred că pot să-l sap pe tot, dar de fapt o să trec peste tot, doar ca să sap buruianul. Cred că am să pun două fire și aici să completez rândul ăsta, unde nu am avut să termin cu ceapa, să completez cu ceapa. Am să completez cu 2-3 răsaduri de salată, 2-3-4 câte intră aici. Am să și sap cu săpăliga. Așa că mă pun pe treabă.
dar ce vreme schimbătoare. Uitați-vă și voi acum ce înnorat e. Bine, și cât mai devreme era, dar era un pic de soare. Acum s-a înnorat de tot, parcă ar sta să plouă. Și eu am reușit să stau pe o parte din grădină. Mai am bucățica asta mică. Ușor, ușor am să o termin. Și am dat pe aici de usturoi. Usturoi de anul trecut, ia uitați și voi. Deam să-l jumor și am să-l iau acasă. Îl mănânc. Îl mănânc așa verde. Ia uite. Și aici. Ia uite. Usturoi de anul trecut. Ce frumos miroase. Vezi, a mai căzut pe aici grăunți mici. Și el a ieșit. A ieșit și am văzut mai încolo. Am văzut și cartofi. Și cartofi unde am avut anul trecut. Ia uite aici. Bine, am mai trecut peste ei, peste câțiva, cu motosapa. Aici. A, ăsta nu e cartofi. A, ba, da, și aici e cartofi. Da, mai este de anul trecut, dar oricum. Am să dau în continuare cu motosapa, să termin și bucata asta. Ia uite și pe aici cartofi. Ia uite și aici, și aici. Da, am început să iasă. În fine, am să dau în continuare să termin cu bucățica asta. După aceea am să plantez salata și închei pe ziua de azi, că mă duc și eu să mănânc. Aici, după cum ați observat, am pus și aici patru fire, unde era, unde n-am reușit să continui cu ceapa. Și bineînțeles acolo la fel. Mai am pasta de plantat, cam două rânde o să iasă de aici, din asta. Așa că am să fac două rânde aici, lângă astea la alte. Nu aș vrea să ocup mai mult spațiu, deci două rânde maxim am să fac. Că nu aș vrea să ocup tot spațiul de aici, pentru că, după cum v-am mai spus și în alte clipuri, aici vreau să pun roșii. Am să încep de undeva de aici, de la gărdulețul ăsta. Și am să încep cu roșiile, ardei, vinete și, bineînțeles, și castraveți. Deci de asta spațiul ăsta aș vrea să-l păstrez pentru roșii, ardei, vinete și castraveți. După aceea, în partea cealaltă, am să pun, cum să spun eu, mai încolo de cartofi, am să pun pepene și alte astea, castraveți, dovleci. Dar, după cum am observat și voi, încă nu e timpul, nu știu, deși e târziu, sunt în urmă cu grădina, suntem în urmă cu grădina, dar nu pot să pui că acum dă un frig, un îngheț și s-au dus toate plantele. Mi-a zis și vecinul meu că e mai bine să mai aștept încă o săptămână, să vedem cum e timpul, să se îndrepte cum trebuie, că dacă nu, după aceea munca mea se duce de râpă dacă mă grăbesc, așa că nu o să mă grăbesc. O să le pun astea mai târziu, o să iasă mai târziu, dar e mai bine așa, mai târziu decât deloc. A, să vă arăt și ăsta, zmeura mea. I-am pus un alt gărduleț aici frumos, ia uitați ce frumos, i-am pus un gărduleț mai înalt un pic, ca să nu ajungă copiii pe el, am pus un pic și întăritor, deci nu se poate lăsa pe el să vină peste el. Ar fi trebuit un pic mai înalt, dar suntem un pic mai atenți. Uitați ce frumos s-a făcut, ce frumos crește, a dat frunza din el. Anul trecut nu era așa, că l-am de vreo 2 ani plantat. Ăsta, să zicem că e al doilea an. Da, al doilea an. Și uite ce frumos a ieșit. În primul an nu a ieșit așa frumos, dar uite, anul ăsta chiar nu mai aveam speranță că o să iasă, că mi se părea că se uscase așa. Dar se pare că a supraviețuit. Deși nu prea bine, că l-am îngrijit un pic așa, nu prea cum trebuia, dar acum na, i-am lansăpat frumos, i-am pus puțină apă ca să i-am jumulit bureanul după lângă, ca să aibă și el să respire puțin. Mă, mi-a venit o idee. M-am gândit să fac și eu cum fac alții. Să fac și eu un clickbait. De fapt, pentru mine nu e un clickbait, așa că am să pun un titlu la acest clip, am să pun iceberg la mine în grădină. Așa dă mai multă lume click pe clip. Cel puțin așa sper eu. Dar de fapt nu e, cum v-am spus, nu e un clickbait. Chiar plantez la mine iceberg în grădină. Este salata care se numește așa. Este o
un soi de salată care se numește iceberg, așa că nu este clickbait, așa că iceberg la mine în grădină, așa va fi titlul. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel, but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, 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 oh. I'm losing control. Oh, oh, oh. Am terminat de săpat toată grădina, am curățat și motosapa, am dus-o ca să duc la locul ei, așa că am reușit. Acum nu rămâne decât să fac repede rândurile, să pun salata, trebuie să mă grăbesc cam puțin, că deja a început să picure și mie că mă apucă ploaia aici, deci ca să vedeți și voi ce vreme. Ieri era așa de frumos timpul și azi la fel era un pic mai frumos. Și după aia dintr-o dată s-a înnorat și acum începe să vină ploaia. Ziceți și voi, ce să mai înțeleg din timpul ăsta? În fin, hai să mă apuc repede să fac rândurile, să apuc să pun salata. Că dacă n-apuc să o pun acum, nu știu când voi mai reuși. Pentru că luni, marți, e sărbătoare, e Paștele. Așa că, să vedem. Luni și marți chiar nu pot să fac nimic și asta e. Trebuie să stau pe tușă, cum s-ar zice, așa că o să pun repede salata în seara asta și după aia va rămâne de miercuri încolo să văd ce mai fac pe la grădină, sper să îmbunătățească vremea și să reușesc să-i dau înainte cu grădina. Că trebuie să pun roșiile, ardei, dar după cum v-am mai spus, mai aștept o săptămână. Hai să plantăm iceberg-ul. Să mă mișc repede că deja a început să picure mai bine. În timpul ăsta, bă, nu-l mai înțeleg, bă. Ce să facem astfel? Eu sper să fie mâine timpul frumos. Așa ne putem vedea live de aici, de la grădină. Dacă nu,
Asta e, vreau să facem și îngrătare aici la grădină, sper mâine să avem parte de timp frumos. Asta e, plouă, asta e. Mâine să avem și noi parte de un timp frumos. O să reușesc să plantez salata asta, nu plec de aici până nu o plantez. Asta e. Așa că deja a început să picure mai tare și pare că vine ploaia, dar în sfârșit am reușit să plantez toată salata. Aici părândele stea frumos pe care le-am făcut acum, dar ce frumos se vede. Acum să vedem dacă se prinde, eu zic că da, că le-am pus repede ca să nu mă ude, dar uite că încă picură bine. Așa că am să închei clipul aici, oameni buni, pentru că nu mai pot să fac nimic, a început ploaia și eu vreau să mai termin și aici de curățat, să curăț buruianul ăsta prin usturoi, că încă nu am reușit, dar am să o las pe altă zi, asta după Paști, deci va fi după miercuri încolo, că nu mai pot să fac nimic, mâine e duminică, după aia vine luni, marți, sărbătoare, că na, a doua zi și a treia zi după Paști, deci zilele astea nu o să pot să fac nimic. Așa că, uite-o și pe Miții. Miții, ce Miții? Da, oameni buni, am să închei clipul aici, pentru că nu mai e nimic de făcut. Adică nu mai pot să mai fac eu nimic, ar mai fi de făcut, dar nu mai pot să fac nimic. Uite ce de buruian le-am pus la găinușe, să bucură câtă iarbă are aici. Bineînțeles că în mare parte o să se strice, pentru că așa sunt ele. Nu o mănâncă pe toată, își bate joc de ea. Dar oricum eu am jumulit-o de până grădină și decât să o arunc pe acolo, pe acolo, mai bine le-am aruncat-o lor. Așa că, oameni buni, închei clipul aici. Lăsați și voi un like dacă apreciați munca mea și ceea ce fac eu. Dați o distribuire să vadă și prietenii voștri. Și bineînțeles, abonați-vă la acest canal cu clopoțel, să fiți notificați de fiecare dată când postez un nou clip. Eu vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem cu bine până data viitoare. Și să aveți un Paște fericit alături de cei dragi, cu multe bogății pe masă și să vă bucurați de ele. Încă o dată vă mulțumesc, pa, pa, oameni buni, Paște fericit și mâine ne vedem pe live. Pa, pa! Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind.